transportul de călători, au venit cu proiectele de hotărâri. Cele trei proiecte de buget li s-au dat viză negativă, având în vedere că proiectul cu tarifele n-a primit acest aviz de legalitate din partea secretarului și, de asemenea, în spate au rapoarte de specialitate ale diverselor direcții din cadrul primăriei. Eu aș dori ca aceste avize, da, și concluziile rapoartelor de specialitate să fie citite către toți consilierii, să aflăm și noi motivele pentru care s-au dat aviz de legalitate negativ și raport de specialitate negativ, pentru că, având în vedere că este o ședință extraordinară, nu toată lumea, sau nu este obligatoriu să existe comisiile de specialitate, și astfel încât nu toată lumea a luat la cunoștință despre aceste rapoarte. Și mi se pare normal, având o problemă, discutând despre o problemă importantă pentru municipiul Cluj, mă refer la transportul public, dar fiecare direcție de specialitate, inclusiv secretarul, bun, poate să lim preambulul care se înșiră 1001 de lei și 1001 de articole, să trecem direct la concluzii, ca să vedem și noi motivele pentru care aceste proiecte de hotărâre nu au raport de specialitate pozitiv sau viza de legalitate a secretarului primării. Numărul 1. Proiect de hotărâre privind